Salut, prieteni! Bine ați venit la un nou draft! Începem din nou cu 15K, un draft monumental, sper eu, cu niște jucători toți, sau cine știe, niște icons cu care poate n-am mai jucat, că mereu pică cam aceiași și aș vrea să cerc și alți jucători. O să aleg acest 4-3-2-1, pentru că pot juca și wingeri în formația asta. Și avem un Ronaldo Nazario ca prim jucător. O să fie vârful nostru de atac, o să fie capitanul echipei, Ronaldo Prime Icon Moments. Și începem cu el în echipă, Neymar sau Eden Hazard. El iau pe Neymar că left forward și Hazard poate mai pică că are acel card toți. Are link verde cu Ronaldo, Neymar, amândoi brazilieni, bineînțeles. Și pe dreapta avem din Italia, trei jucători, mai sunt Dembele și Berghis. Îl vor lua pe Castillejo. Cred că se citește așa numele său. Nu-mi place Dembele, ăsta măcar are un Hunter. Și aici la mijlocașii central mai vin Jensen sau Mandragora. O să iau pe Jensen tot pentru că are Hunter. Nu mă ajută deloc. Dar niciunul dintre cei 5 nu era bun. Acum un Modric. Team of the Year 99 rating. Cu Shadow pe el. Bineînțeles, direct în echipă. Hai să vedem fundașul stânga. Fundașul stânga, Darmian, Roussillon sau Costa. O să iau pe Holevas. Poate pică Carvajal în dreapta pentru Modric. Mai vine un mijlocaș central, fie Bernardo Silva, fie Ander Herrera. Îl voi prefera pe Bernardo Silva. Și un Carvajal ar fi foarte bun aici, ca fundaș dreapta. Vine însă Orie, mai e și Sergio Roberto. Orie însă e excepțional și ar pică cam aceiași jucători care pică mereu. Avem un Neymar, Ronaldo a mai fost, Orie de asemenea și fundaș central ar putea fi Paulista sau Sacco. Le-am pe Paulista, brazilian, e mai ok decât Sacco. Aici avem un Maldini, deci este al doilea super icon din draftul ăsta. Maldini vine în acest moment și o să ne ajute mult în apărare. Mai luăm și un portar, care ar fi Oblak sau Alisson. Acum, pentru că merg amândoi, o să-l iau pe Oblak. Mai au doi fundași, îmi trebuie un fundaș stânga și poate și un fundaș central. Baresi, Sergio Ramos, mamă! Trebuie să-l iau pe Ramos pentru Modric. Trebuie să fac chestia asta. Mai au încă un jucător, tot în apărare. Arnold Robertson. Robertson este cel mai bun, da. Robertson vine în echipă. Îl pun fundaș stânga în loc de Holevas. Și mai luăm încă un portar. Szczesny, Alisson și Donnarumma. Dacă aleg pe Szczesny, o să fie pe bancă, are rating bun și de aceea l-am luat. Rămâne Oblak portarul nostru principal. Uite pe Marcos Alonso. Îl iau pe Mane aici. Nu știu dacă a fost o alegere bună neapărat. Dar n-aveam ce să fac. Sterling, mai vine și el de 91 și îl pun în echipă. O să schimb partea cu Bernardo Silva și Ramos aici. Din păcate așa nu mai are Robertson chemăstrei, dar poate pică un Alba, Marcelo sau un Icon, de ce nu? Kylian Mbappé vârf. Mbappé atacant. Și putea să iau și pe Antunes, dar mai tare Mbappé. Mai luăm încă un jucător, Cavani, iată, avem Cavani, Neymar, Mbappé, trioul de la minunată echipa lui PSG și îl iau pe Edison Cavani. Îmi trebuie încă un fundaș stânga și mijlocaș central, neapărat. Fernandinho se încadrează acestui profil și e Team of the Season, da, rupe, Fernandinho. Excepțional cardul ăsta de la City, e și brazilianul, deci lui Neymar, chemăstri și avem 191 în momentul de față și încă 4 sloturi. N-are deloc Robertson chemăstri și mă deranjează chestia asta. Dar nu prea am ce să fac, doar să pici un fundaș stânga care să încadreze bine acolo. Paul Pogba. Pogba sau Casemiro. Acum e mai bun Pogba și o să-l iau. Pot să-l pun în loc de Fernandinho, să vedem. Are full cam Fernandinho, Pogba e mai bun decât Bernardo Silva. Stăm foarte bine. Echipa arată bine. Mai sunt încă 3 sloturi. Nu-mi dau seama ce jucător mi-ar mai trebui. Da, să pice vreun mega card aici. Hernandez, uite-l. Lucas Hernandez, perfect pentru full chemistry. Modric are doar 7, dar nu e o problemă.
Dacă ai 99 overe, 7 chemăstre, e îndeajuns. Și vine și Del Piero, Sanchez și George Best. O alegere foarte grea. Trebuie să fie Best, care e cel mai mare overe. Da, îl iau pe Best. Dacă îl pun aici, îi scade chemăstriul lui Fernandinho însă. Și avem 92 rating din nou. Iată că am făcut switch-ul ăsta. Un Best acolo, chipare 192. Ultimul jucător din draft. Cine o să fie? Salah, Figo, mamă, high rated Figo. Da, o să fie Luis Figo, sigur. Ar mai fi Arnold, dar avem deja Aurier, îl iau pe Figo. Iau antrenorul în acest moment. Unul din Spania ar fi bun, Vicente Moreno, ar mai fi Maran. O să le iau pe Rogers, niciunul nu este relevant pentru echipa asta. Da, draftul la 192, am fost foarte aproape de 193 de data asta. Lucas Hernandez și cred Oblak ne trag puțin în spate, avem super jucători și pe bancă. Dacă pica Marcelo poate, Team of the Year, în loc de Hernandez, aveam un draft de 193 aici. Și o să joc cu Mbappé titular, Ronaldo vârf, Neymar și Mbappé în laterale și echipa arată foarte bine. Un 192 din nou, toate drafturile mele în ultima vreme au fost de 192. Balotelate! N-am citit cu siguranță greșit numele ăla. Am aceleași kit de ceva vreme. Cred că după meciul ăsta o să-mi schimb kiturile. Prea mult am jucat cu astea două. Avem în față echipă cu rating 91, dar n-are full chemistry. Un 4-2-3-1. Eusebio vârf, Vinicius, Coutinho, Messi. Frumos, 4 super jucători de atac. Nu-mi dau seama de ce are portarul slab. E cu Koulibaly, CDM, care n-are link cu nimeni și acolo a avut probleme. De altfel, în rest, echipa este super. Poartă e Bizot. Ar trebui să dau destul de multe goluri cu el acolo. Nu apărat deloc bine. Rabona lui Neymar. Și boxează portarul advers. Ronaldo. Este acum Neymar și Modric. Foarte bine aici, Modric, Team of the Year, Ronaldo, dintr-un unghi aproape imposibil, deschide scorul, rupe Brasiliano, e primul gol din partea lui, am dat gol destul de repede, foarte bine a plasat mingea de acolo. N-am avut probleme până acum, jucătorii noștri fac o treabă excelentă și e chiar Neymar acum în careu, cu golul 2. N-are nicio șansă cu acel portar, e foarte slab. Am văzut portar de 81 VR, mă rog, 81-82, care chiar apăreau câte ceva, dar ăsta pare a fi portar de silver, în niciun caz uniform. Nu înțeleg de ce este atât de slab. Modric, un card de 99 care până acum nu s-a văzut așa mult. A fost prezent pe acolo, dar mult mai activ cei trei jucători din față acolo. Uite o pasă de la Coutinho. Și Eusebio șutează foarte bine, nu trebuie să-l las Ramos, se opune. Modric pentru Ronaldo din prima. 3-0. Ronaldo n-ar fi ratat oricum, dar având și portarul ăla în față, eram convins că o să-mi scrie aici. Și am dat 3 goluri foarte repede. Dacă mai dau unul deja, o să încep să bag din rezerve. Figo, Best, se vedem și pe ei la lucru. Dar Figo și Best pică foarte des, nu-i ca și cum ne-am văzut. La draft sunt unii dintre jucătorii care pică cel mai des. Ar fi și azi jucători Icon, cu care aș vrea și eu să joc, dar ei nu vrea să ne dea decât Figo și Best. Ronaldo spre hat-trick, vine șutul lui. Blocat, dar Pogba e acolo. Chiar spre punctul 12 n-am făcut eu debut. A fost automat, nu vă luați de mine, n-am vrut să-i fac debut. Am pus pauză pentru schimbări. El probabil crede că am pus pauză să dea rage quit. Cavani. Dar chiar aș vrea să văd Neymar, Mbappé și Cavani. Și-l pun pe Mbappé în dreapta. Hai să vedem trioul de la PSG. Și ca să fie toate bune, o să intre și Sterling. Aici, în loc de Pogba. Hai, bro. Wow, ce fază! Ce-a făcut? Pas între doi jucători și Ahmad. Mi-a făcut apărarea.
Raheem Sterling. Bine aici, Cavani în careu. Gol, Edinson Cavani din pasa lui Neymar. Are numărul 17, nu i-am mai dat număr, că era și tot de pe banca de rezerve. E Manita, 5-1. O fază decentă, nimic spectaculos. Fernandinho, Neymar și Cavani. Între ei doi se joacă. E din nou Edinson. 6-1. Dublă Cavani. Bă, e direct PSG. N-ai ce să zici. Atacul de la PSG. Totul se întâmplă exact ca la campioana Franței. Un șut bun al lui Cavani aici. Sterling, bine. Modric apără bizot. Mbappé. Foarte bine aici. Nu trece de Koulibaly. Este penalti și șansa unui hat-trick pentru Cavani. Dar să nu se certe Neymar și Cavani acum pentru cine va executa penaltiul ăsta. Dacă erau la PSG se întâmpla. O să fie Cavani. Trebuie să facă hat-trick-ul. Cavani. În dreapta. Este 7-1. Marchează din nou Cavani. 3 goluri într-o repriză. Nu-i rău deloc pentru el. În mod normal, dacă era mai realist jocul, i-ar fi furat Neymar lovitura asta de la 11 metri și nu l-ar fi lăsat să dea hat-trick-ul. S-a terminat meciul 7-1. A avut multe șuturi, dar niciunul periculos. A tras și el de pe unde a prins. Se încheie cu o victorie clară și merg mai departe. Shahar Edri pentru meciul 2. Am uitat să schimb kiturile. O să mai joc o dată în astea. Am intrat deja în meci și nu vreau să mai ies. Mă rog, eram în lobby. Nu prevede să meci. 91 rating, 91 chemistry, nici el n-are full. Formație cu 5 fundași. Ronaldo, Ronaldinho, Mbappé, Team of the Year, un trio formidabil acolo în față. Un Taliafico toți. Da, e o echipă destul de bună. A ieșit Pjanic, a intrat Messi. Așa de nicăieri. Ok, bănuiesc. Neymar. Foarte bine aici, Neymarito, Ronaldo e și la acolo, vine Paul Pogba, super bine, a venit Pogba, e Van Dijk pe jos. Mi-a plăcut mult poziționarea lui Pogba aici, iată-l, fix unde trebuie să fie, sare la cap foarte bine, avem 1-0. Ronaldo, Hummels, nu-mi dau seama ce a făcut, mare gafă din partea sa și nu iartă Ronaldo ăsta deloc. Super șut cu piciorul stâng, are cei drept 5 stele pe stângul, 2-0. Oh, Pogba, iată-l, pasând foarte bine, călcâiul lui Modric și șutul lui Ronaldo, dar la mare distanță, se duce puțin pe lângă. O nouă fază în care toată echipa a jucat bine. E Ronaldo, chiar dacă a dat pe roșu, a spamat butonul ăla de șut. A fost o centrare bună și... Dă gol Cristiano, nu e niciun card special, dar e bun și asta de 94. Pogba, ce urât! E un nou fault, foarte urât, delict, o să ia galben aici. Mbappé, dar mingea tot la Ronaldo ajunge. Și acum în careu Kylian. Mingea ajunge în cele din urmă la Fernandinho, bun tackle-ul. Și la mine Hernandez se descurcă. Dar ce intervenție în partea lui Ronaldinho. Și acum e Ronaldo cu finesul. Scos de Asenjo. Ronaldo. Dacă am scăpat. Și am scos și portarul mult prea mult. A fost o greșeală din partea mea asta. E dublă, cere 7. 2-2. Hai Mbappé. La el e balonul. Și a trebuit să-l facă pe Van Dijk. Fără să obosească. Șutul e al său. Se duce pe lângă. Era oameni în centru. Nu trebuia să șutez. Ronaldo. Da, nu cred. M-a întors. Mi-a dat 3 goluri. 3-2. Toate golurile Ronaldo. Da. Ăla-i. 3-3. Neymar egalează. M-am dat seama că am jucat prea mult cu mici printre și ăsta își duce mereu fundașul după jucătorul căruia îi pasez. Dar nici n-am mai avut ocazii de ceva vreme.
Mbappé, ce recuperare! Și dacă nu e offside... A, e offside, venea golul! Rămâne 3-3, încă 20 de minute grele. Ronaldo. Crocheta. E soluția. Gol! Ronaldo marchează! Un gol imposibil! Nu-mi dau seama cum am înscris. Va trebui să vedem reluarea, dar acum e pauză. Ah, m-a ieșit. Păi... Da, iau victoria. 4-3 prin acest gol al lui Ronaldo pe care nu o să-l revedem. Sinteze. La Masia. Tot închiturile astea. Bă, deci, pe bune. Nu prea vine să le schimb, fiindcă tot dau continuu să joc următorul meci după fiecare partidă de genul ăsta. Hai că avem în față draft de 92 rating, aproape 192. Hulit, Mertens, Son, Eriksen, Team of the Season. Super echipa, mai puțin fundașul brazilian și fundașul dreapta, care sunt destul de slabi. Cred că e schimbare, totuși 92 rating. Dacă nu, a, oricum echipa e bună. Ronaldo. A scăpat, să fie oare un nou gol rapid? A, vine Sanchez. Hai că o să am de furcă cu echipa asta. Neymar. Și în stânga e Ronaldo. Vine șutul lui Ronaldo. Puțin prea tare. Putea fi gol. L-am văzut marcând goluri imposibile deja. Bine, Modric aici. Neymar. Șutul lui Neymar. Mamă, era să fie un eurogol. Dacă s-ar fi dus puțin mai bine, era golul draftului. Ronaldo. Penalti. Hai că am reușit, l-a păcălit, m-a faultat cu Hulit, care e foarte retras la faza asta. Bate Modric. Să vedem cum. Să bată Modric în dreapta. Hai mă, m-a ghicit. Asta e. Apără De Gea. Și va veni centrarea la Ronaldo, dar e Hulit lângă el. Bine, s-a dus spre Pogba, de fapt. Și o nouă șansă pentru Modric de a marca. Dar n-am vrut să mă întorc eu. Poate stick-ul meu începe să cedeze. Trebuie să iau alt controller. Multe pase. Bară. Am scăpat. Mare noroc pe mine aici. Atacul încă nu e gata. Și-am scos și pe Maldini de acolo. Dar până la urmă Modric are 99 rating și se vede aici. Și acum vine centrarea. Ronaldo e acolo. Hulit. Cred că joacă CDM. Singura explicație. Dar n-a jucat niciodată cu Hulit CDM. Pur și simplu îl irosește acolo. Ținându-l atât de retras. Și acum este Mbappé. Se bate cu Hulit. Modric. În careu, foarte bine. Kylian Mbappé marchează după o combinație cu Luka Modric. Și foarte bine a driblat Modric acolo. Centrarea către Kylian. Și o simplă formalitate. 1-0. Opa. E Mertens. Dar pe lângă poartă, dacă... Era Hulit, sunt convins că marca aici. E greșeala lui că nu-l folosește unde trebuie. Opa, Eriksen. M-a prins în sfârșit. 1-1 prin Eriksen. E primul lui șut pe poartă. Dar joacă bine, pasează cum trebuie, știe să joace. Va trebui să fac ceva în plus pentru a marca din nou. Ronaldo și Kylian, dacă venea și el mai spre centru, era bine. Modric a recuperat aici șutul lui Modric. Nu e atât de bun, puteam să mai avansez. Se panicase. Să încerc să fac ceva tot cu el. Crocheta. Crocheta aia OP pe care nu o poți opri deloc. Băi, trebuie să o scoată din joc, frate. E mai ceva decât era time finesse-ul. E prea de tot. Până și portarul a greșit. Am driblat pe toată lumea, inclusiv portarul cu Modric aici. Puteam să mă duc cu mingea în poartă. Dacă vă riscam puțin, dar nu merita la 1-1. E 2-1. Două goluri bune. Son, ai bă, mi-a dat gol imediat. Deja m-a egalat. M-am bucurat degeaba.
niște pase și vine golul. Are Shadow Son pe card. De ce nu? Crocheta. Uite, mă, nu a... Uite cum se apără singur jucătorul din fața lui Ronaldo. El nici l-a selectat și stătea după mine. Fundașilor la oricine ar fi fost el. Pare că nu pot să-l opresc, cred că va da gol. E bară, wow. A venit bara. N-am putut să intervin. Acum văd că a mers. Da, avem prelungiri, e primul meci cu prelungiri. 2-2 se încheie. Ronaldo. Hai, poate acum. E Neymar în careu. Mi s-a părut a fi fault. Dacă în general se dă fault așa, aici nu văd de ce nu s-ar da. Nu, e Messi, bravo Oblak. Nu așa. Gol în minutul 118. Eriksen. Se încheie. E o înfrângere în meciul 3. Asta este. Premiile pentru două victorii. În general, mai bune decât cele pentru 4 din 4. Un Jumbo Premium Gold Pack și un Premium Gold Pack. Văd că am niște iteme. Am fitness. Super. Un player fitness. Trebuia neapărat să văd acel player fitness. O minune. Nu e walkout, bineînțeles. Doar un pachet de 7,5K. Vine Tielemans. Sau Tielemans. 800. E acest belgian. Și mai au 600 pe Marc Roca. Un stadion interesant. Încă 400 de coins. Și poate salvează acest pachet ziua. 7 iteme rare de gold. Un jucător mai interesant n-avem. Dau skip. Zaha. Daily Blind. Cred că mai fac câteva mii de pe ăștia. Zaha e 1700. Încă are un preț decent. La începutul jocului parcă era vreo 10K sau 15K. Oricum era foarte scump din cauza vitezei pe care o avea. OP atunci în startul de FIFA. Acum o să încep ăsta de Aston Villa și o să mai pun încă un kit acolo. Și în rest quick sell acestor iteme și cam acesta a fost draftul. Din păcate doar 3 meciuri de data asta, doar 2 victorii. Chiar și așa sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât. Pa!